mă gândeam că am trecut de perioada asta, am scăpat de perioada asta și am terminat cu mănuși și cu geacă groasă, dar nu, încă nu e, nu e vremea să le bag în depozit, să le depozitez pentru vară, peste vară, că încă se pare că a fost înfiorător de frig de dimineață și m-am dus până la magazin și a trebuit să-mi iau geaca pe mine și mi-am luat și mănușile pentru că am fost pe bicicletă. Apropo, am bicicletă din nou. Câteva luni n-am avut. Am uitat să vă zic treaba asta, dar n-am avut câteva luni bicicletă. Și da, e bine să ai bicicletă, dar nu e bine să trebuiască să folosești încă mănuși. Dar partea bună și frumoasă este că e și soarele, se încălzește afară, bună dimineața, o să fie o zi minunată, nu știu de ce stau așa cocoșată, în fine, mă duc să mai fac o cafea și mergem puțin în grădină să vedem ce e pe acolo, sunt ciufulită, nici nu m-am pieptănat, doar mi-am prins părul și m-am dus la magazin că aveam nevoie urgent de ceva pentru vecina mea și acum pot să intru și eu în ritmul meu și să fac ce am de făcut. Fiindcă, de, cineva m-a trezit la 4 și jumătate, m-a luat somnul la 6 și m-am trezit la 8. Și era să ies prin geam când am văzut că e 8, că eu nu dorm atât de târziu. Pentru mine să dorm până la ora aia e de crimă împotriva umanității. Cafea. A fugit la mine cafeaua, dacă știți bancul cu cafeaua. Avem o pufoasă. Hai să vedem ce ai distrus. Hai să vedem pe unde te-ai cățărat, pe unde ai săpat și ce prostii ai făcut cât nu te-am supravegheat eu. Ia uite ce salint. Ia uite ce viață grea. Happy? Ia spune-le tu la oameni cât de grea e viața ta. Cum ai tu viață grea? Ia, hai, spune-le la oameni. Că au îndrăznit cineva să zică că tu duci o viață foarte grea la mine. Arată-le cât de grea e viața ta la mine. Da, anyway, dragilor, progres. We have progress. În sensul că s-a făcut marginea asta aici. În sfârșit. Mai trebuie să fie făcută și pe partea asta. Aici, da. Nu discutăm despre tutorele și legătura pe care o are mărul ăla. Deci nu. We don't body shame. Aici suntem încă bine. Apare maldărul de tot felul de chestii. Se tot mută de colo-colo. Așa. Aici trebuie umplut ăsta. Astăzi cred că o să fie umplut. Ieri am terminat cu stratul ăsta și dacă vedeți, există un sistem de protecție foarte avansat, se numește sistemul La Madre. Este sistemul de protecție pe care îl folosește mama pentru straturile ei și l-am adoptat și eu. Evident, nu e inventat de ea, dar noi așa îl numim. Și l-am folosit pentru că am mai semănat aseară niște salată, niște ridichi, ce am mai pus? Niște de spanac. Așa, și am mai semănat aici. Și pentru că cineva aseară s-a apucat să sape aici, de-abia pusesem ăla și s-a apucat să sape. Am decis să fac, să protejez sistemul, ca și aici de altfel, că scândurile astea nu stau de fraiere aici, protejează toată povestea asta de aici. În fine, pentru că, uitați ce-a făcut aici, că aici erau două movilițe. Aici erau două movilițe puse în pregătire pentru strat. Da. Numai movilițe nu sunt. Da, e drept, m-a ajutat, l-a întins pământul, este adevărat. Mă uit că corcodușii mei încă nu au început să înflorească, ceea ce e bine, înseamnă că vom avea și noi corcodușe dacă nu o să mai vină frigul. Mă uitam să văd dacă ar fi bine să ud. Cred că totuși ar fi bine să ud aici, când am udat aseară, fiindcă știam că o să fie foarte frig la noapte și mi-era să nu înghețe pământul. Dacă era umed proaspăt, așa, că dacă îl udam de ieri dimineață era altceva, dar cum aseară le-am pus, urma să înghețe. În rest, toate bune și frumoase. Ușor, ușor începem să prindem și contur pe aici. Și de aici usturoiul începe să dispară din ce în ce mai mult, pentru că, da, se mănâncă, we love it, ne place usturoiul, nu, verde. Și urmează zilele astea să fie gata și porțiunea asta de aici cu Mary, că arată foarte bine așa și trebuie neapărat să mă ocup să cumpăr marginile alea pentru gazon.
Și să luăm și gazonul la întrebări săptămâna asta, dacă o să fie în continuare așa cald. Uitați, viață grea. Cum ziceam, viață foarte grea. Foarte, foarte, foarte grea viața ta. Ciuciule, ai la mama. Hai că nu-ți fac nimic, vină cu ace. Happy, hai că nu-ți fac nimic. Haide tu la mami. Pisa. Pisa, da, îi zic pisa câteodată. Pentru că le zic și pisici și căței, la noi sunt la comun. Nu? Așa, hai la mama. Happy tu. Happy luciu mic. Ia. Ce frumoasă ești, ce moagă frumoasă are, are o față așa frumoasă, îmi place de ea de nu mai pot. A, și uitați-vă la trandafirii mei, ăștia de dulceață, cât de fain sunt. By the way, am întins și astea, doar că în partea cealaltă acolo, nu pot la mărul ăla să-l întind, pentru că este mic și n-am găsit un tutore mai mare. Ca să, așa, dar trebuie să schimb tutorele de acolo și să schimbăm odioșenia aia și atunci o să pot să le pun și pe celelalte, dar da, o happy frumoasă. Hello. Taman ce ziceam că nu vreau să mai mănânc mâncăruri procesate mai devreme. Am frișcă pe la gură. Taman ce ziceam asta în clip, că am filmat mai devreme. Arăși eu om acum, dacă m-am aranjat, da. Și am filmat un clip. Și taman ce spuneam în clip, că nu vreau să mai mănânc mâncăruri procesate și mi-am adus aminte că de dimineață am cumpărat o prăjitură. Este cineva din zona asta, nu știu de exact unde, cred că din partea alta de Târgoviște, face prăjituri și aduce la mine la Profi. Sunt în plastic. Și dacă n-ați văzut clipul, cred că intră înaintea ăstuia, da? Despre clean life și toate cele. Am zis că nu vreau să mai cumpăr produse în ambalaje de plastic cât se poate, dar aici n-am ce să fac și mâncare procesată, dar prăjitura asta e chiar foarte bună, se numește Kranz. Acum nu știu dacă e cum se face prăjitura originală Kranz, nu știu dacă e ca aia, dar în orice caz e bună. Nu o iau des, o iau o dată pe lună, o dată la o lună și ceva, adică nu mănânc foarte des din asta, dar e bună. Și înainte să plec, că o să plecăm astăzi, o să mergem undeva, avem un eveniment foarte, foarte fain, am zis să mai iau niște calorii, că am mâncat eu de dimineață, dar nu, mi s-a terminat runda aia de calorii și mai am nevoie. Acum am uitat la iedră, că nu știu dacă vedeți, se vede? Nu se vede. Schimbat la mine în orice caz pe ecran, nu se vede. Am schimbat iedera cu asta, cu feriga. Am făcut o rocadă între ele ca să mai ia și asta puțin în lumină, să mai stea și aia un pic mai la așa. Aia acolo, văd că îi place, stă bine. Cel puțin pe vară, acum că a crescut ziua și crește ziua, o să fie bine, nu-mi fac griji cu ele. Problema o să fie la iarnă cu ele, să vedem ce facem, că deși camera asta e foarte luminoasă, știți că în momentele când vine întunericul ăla de iarnă, da. Dar până atunci mai este, doar că dacă au fost zilele astea cu ploaie, cu a fost urât afară, a fost așa, mi se părea că feriga asta este puțin letargică, feriga, iar le-am încurcat. Iedera era acolo și mi s-a părut că e ușor letargică și atunci am mutat-o aici la mai multă lumină, că oricum ferigilor le place să fie mai la întuneric, că sunt bălării de pădure. No, am mâncat și prăjitură, nu știu dacă vedeți mugâldeața, este la datorie acolo, mai am o mugâldeață, mai am... Pe individu negru care e plecat, este teoretic, e plecat de astăzi, nu știu ce ai cu el, că stă acasă. Și e tare dulcic, așa, stai, mângâi să-l iubesc. Așa, are momente și momente, Jimmy foarte moody, așa, e tună, în funcție de cum îl vezi, știți? Cum îi tună lui în momentul ăla, adică are mood-uri. În funcție de ce clapetă a apăsat dimineața când s-a trezit, are mood-ul lui. No. Asta termin, asta îl duc și eu la frigider și ne pregătim de eveniment. Nu știu exact cu ce să mă îmbrac. Am o idee de outfit, mi-am făcut-o de seară, dar mie că diseară o să-mi fie fric, o să mă întorc diseară cu ultimul autobuz cel mai probabil și mie că o să-mi fie fric și nici nu am pantof mai rău. Mai nou am o problemă foarte gravă, existențială, știu, first world problems, dar am o problemă existențială foarte gravă. Și anume, n-am pantofi maro. O să-mi cumpăr și mai așa, vânez pe net niște pantofi maro. Încerc să mă decid să văd care ce cum. Vom vedea. Poate dăm o raită pe la mall zilele viitoare, nu știu.
Să mă mai uit și pe acolo dacă găsesc ceva, că mi-ar plăcea să îi iau, să pot compara cu geanta, să văd, să fie perfect match la culoare. Știți că și nuanțele astea de maro sunt și ele, vai de capul meu. Așa, cred că îmi schimb outfit-ul pe ideea de frig. No. Bun, hai, mă echipez și vorbim după. Pentru că este un prinț și pentru că nu se poate altfel, doarme învelit. Da. Uneori doarme și cu capul pe pernă, dar acum nu prea a găsit poziția. Dar da, el doarme învelit. Este efectiv un prințișor. Cel mai mare prințișor ever. Uitați-vă la el. Am o mică problemă, că m-am răzgândit, nu mai merg cu outfit-ul pe care l-aveam în plan. Mă uitam să văd dacă e rochie acolo, că agățasem de dimineața acolo. Și îmi iau niște pantaloni albi, pe care trebuia să-i scurtez. Și n-am ajuns să-i scurtez, n-am ajuns la croitor să-i scurtez. Dar trebuie să fac așa, stil Pebbles, un maldăr și să-l duc la croitor, că mi s-au adunat niște lucruri și am găsit o croitoreasă destul de pricepută în Târgoviște și deși nu mă duc des și nu mă duc neapărat pentru asta, m-aș duce să-i duc un maldăr de haine, că ar mai fi niște retușuri, niște chestii, ca de exemplu pantalonii ăștia, care țin eu minte când i-am luat, cred că i-am luat anul trecut, parcă anul trecut i-am luat sau acum 2 ani în toamnă, nu mai țin minte, nu mai știu când i-am luat, sunt de la Mango's, niște blugi albi, pe care nu i-am purtat, pentru că trebuie scurtați, evident. Și țin minte că atunci când i-am luat, mă gândeam că cu tocuri sunt ok, fără tocuri pe în Adidas sau ceva jos, nu sunt ok. Și să vedem. Încercăm, pentru că dacă nu, nu-mi place planul inițial. Mergem la un eveniment, nu mai port. Este un eveniment foarte interesant, nu știu dacă știți grupul de pe Facebook cu nu mai port. Și fac periodic evenimente și am fost și eu invitată împreună cu Mahaie, de Mahaie, și mergem la acest eveniment să socializăm, să vorbim despre haine și este un eveniment care presupune ceva cu flori. Și bineînțeles că inițial m-am gândit la o rochie, să iau o rochie cu flori, dar nu, e prea rece, a fost prea rece de dimineață. Și atunci mergem pe combinația asta, cămașa asta, care are flori, avem flori, da? Se văd florile? Le vedem? Bun, avem flori, avem pantaloni albi. Hopefully merge. Hopefully funcționează, ideea mea. Dar problema de bază continuă, și anume că n-am pantof maro, pentru că vreau să-mi iau geanta, acea geantă, cura am, dar n-am pantofi maro. Și atunci o să merg cu pantofi nude, în speranța că se vor potrivi. Și da, Dumnezeu cu mila. Încercăm. Că trebuie să iau și pantofi maro. Dacă nu aș fi luat bluza asta, luam pantofii aia leopard print. Dacă îi mai țineți minte, am eu niște pantofi leopard print de la Aldo, care sunt cu maro și ar merge. Dar având în vedere că am tipar aici, mai pun și leopard print pe lângă flori, pe bune, aș fi circ. Așa că nu. Rămâne așa. Pantofii nude, peste să vedem un trench, nu știu care din ele. Ăla roz sau ăla bej? Inițial mă gândeam la ăla bej, dar acum că mă uit la pantofii care sunt jos acolo, parcă l-aș lua pe ăla roz. Hai să vedem. Să mă schimb. No, criza este evitată, să zicem, cât de cât. Ăsta e outfit-ul. Până la urmă, pantalonii îmi vin. Nu vedeți până jos că nu-mi permite camera. E zoom-ul ăla foarte băgat. Nu știu ce Dumnezeu are. Ia stați să mai uit odată. Da, e zoom-ul băgat. Nu, așa filmează ea. Foarte de aproape și nu mă cuprinde toate, dar pantofii sunt perfecți. Adică exact ce țineam eu minte, cu lungimea asta până la rama pantofului, adică cu tocuri, pantalonii, am zis pantofii, nu? Cu tocuri, pantalonii ăștia sunt perfecți. Fără tocuri, îi târăți pe jos și de-aia voiam să-i tai. Dar sunt ok, sunt foarte ok cu tocuri și s-ar putea să-i țin așa pentru situațiile în care port tocuri și pentru situațiile în care nu port tocuri să cumpăr alții. We shall see. Dar da, asta e combinația și pentru că nu am pantofi maro, i-am luat pe ăștia nude, că nu-i vedeți să vi arăt ăștia. Vă știți, îi port de multe ori, așa, ei sunt rozalii, așa, sunt nude-ul ăla rozaliu. Eu îi țin de nude, săracii pantofi, dar când îi pui lângă geantă, we love it.
Când îi pun lângă o geantă maro, se vede că nu mai sunt nude, știți? Așa, în general, ei pot să pară nude, dar când îi pun lângă maro, nu, e clar că nu mai sunt nude. Și atunci am luat trenciul ăsta, că voiam să iau trenciul bej, mă uit la el apoi. Vreau să iau trenciul bej, dar am luat trenciul ăsta roz și mi se pare că merge de minune. Și cureaua cu geanta, cred că m-am descurcat bine. Spuneți-mi și voi în comentarii, cred că mi-a ieșit cât de cât outfitul ăsta. Bun, amu. Îi și 44. Evenimentul începe pe la 6 seara, dar ca întotdeauna, eu trebuie să plec mai devreme, o să, totuși, pentru că merg cu autobuzul. Mi-ar plăcea să țin ăsta pe umeri, dar când mergi cu autobuzul nu e cea mai practică formă de a avea haina pe umeri. Acolo, când o să ajung, probabil o să o pun pe umeri, dacă nu o să am unde să o las. Da, da. Mi se pare că totuși a ieșit bine outfitul meu. Îmi dat de mâncare la căței, toată lumea bine, sănătoasă. Ok, mergem, o iau înainte. Stați așa, să vă las, că nu mă vedeți. O iau înainte așa și dacă mai am timp de o cafea sau de ceva, vede. Dacă nu, trecem direct la eveniment. Vă țin la curent, în orice caz. Nu mi-am luat rujul, perfect. Să-mi iau rujul și oglinda, pentru că fără ele mor. Așa, și ce ar mai trebui? Căștile sunt pe pat, să nu mi le uit. Da, let's go! Ce faceți? Stați că ziua de astăzi a fost așa împrăștiată. Am venit în casă numai să mă schimb pentru că aveam o bluză care n-avea gât, n-avea guler și mi-era rece, că bate afară un vânticel din ăla, așa, e cald, s-a încălzit, că de dimineață a fost foarte urât. De dimineață, apropo, m-am ocupat cu chestii administrative, mail-uri, editat, făcut diverse și acum a ieșit soarele și voiam să ies pe afară, dar mi-am dat seama că mi-e rece și am venit să-mi iau bluza asta pe gât, că nu mai așa. Și de asemenea îmi trebuia ceva, un ruj ceva, un balsam de buze, că simt buzele super uscate. Și asta este super bun de la Kiko, că nu văd niciun balsam. Nici nu știu pe unde sunt balsamurile mele de buze. Ar trebui să-mi fac un stoc de balsamuri de buze și să mi le arunc pe toate aici ca să le văd. Să am peste tot balsamuri de buze. Da. Ce faceți? Deci, ziua de astăzi este la polul opus față de ziua de ieri, când ieri a fost cu eveniment, cu tocuri și cu toate cele. Astăzi este zi de grădinărit, de făcut chestii. Încerc să mă ocup și de proiectul secret, să fac niște lucruri pentru că mi-am dat seama că sunt niște chestii destul de așa, care s-ar putea să iasă prost și încerc să mă pregătesc în sensul ăsta. După ce am terminat cu mail-urile, statul la laptop și toate cele, m-am apucat să gătesc și am făcut în primul rând o ciorbă de salată. Da, say what? Eu nu mănânc așa ceva, nu mănânc ciorbă de șterie, de salată, nu mănânc mâncare de spanac, nu mănânc, nu, din astea nu mănânc. Dar de vreo 2 săptămâni am o poftă înfiorătoare de ciorbă de salată, nu știu de ce. Mi-aduc aminte când am mâncat ultima dată ciorbă de salată, știu foarte clar, la prietena mea din copilărie, la mama ei acasă, a făcut ciorbă de salată și țin minte că mi-a plăcut că era acrișoară și nu era acrită cu borș, era cu oțet și mi-a rămas, acum mi-a revenit după, cred că 20 de ani lejer de atunci, mai bine de 20 de ani, că dacă, da, cred că-s mai bine de 20 de ani de când am mâncat ultima dată ciorbă de salată și am gustul ăla în creier de
vreo 2 săptămâni și zic, vreau să fac ciorbă. Și m-am dus la magazin, am luat salată și am făcut ciorbă de salată. Am luat 2 linguri și mi-a trecut. Nu pofta, că nu-mi place. Așa. E bună în sine, dar mai ales că am făcut-o și cu smântână. Smântână. Știți cum eu și lactatele. Așa. Și pe lângă asta m-am pus să fac o tocăniță care este divină și vă dau și vă o rețetă. E super simplă de făcut, doar că trebuie să aveți un pic de răbdare cu ea. Adică eu am luat o jumătate de carne eu am luat o jumătate de kil de carne din aia de lucru, pe care am tăiat-o eu bucățele, n-am lăsat să-mi iau toate fetele la magazin. Am tăiat-o eu bucățele așa cu bulețe, mai mari, mai mici, depinde cum vreți voi. Luați carnea aia, o căliți, o dați prin tigaie bine, 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 ca să iasă, că ați văzut că iese din carne, mai iese câte o zeamă, așa. Căliți bine carnea aia. Când s-a călit, când e aproape călită complet carnea aia, puneți ceapă peste ea, dar multă. În sensul de la jumătate de kil de carne am pus vreo 5 cepe din alea mari de ceapă, cepe din alea galbene mari, așa, cam atâta erau, 5 din alea am pus și le-am călit și pe alea foarte, foarte bine. Am pus sare, piper, ce mai pus, niște fulgi de chili și turmeric și cimbru, că mie îmi place și turmericul și cimbru. Și astea au fost condimentele pe care le-am pus. Când s-a călit, când s-a muiat ceapa aia bine, punem puțină apă și bulion am pus. Bun, și am pus bulion și pe măsură ce scade apa, timp de 2 ore tot vin și mai adaug apă și vin și mai adaug apă și fac treaba asta cam 2 ore, 2-3 ore, depinde cum vreți, o las la foc super mic și ca să scadă apa încet și când scade apa vin și mai pun un pic de apă și vin și mai pun un pic de apă, cam jumătate de pahar de apă, știți, peste. O fac în asta de fontă, în tigaia de fontă, care e cam atât de înaltă, deci nu are prea mult spațiu și cam la 5-10 minute vin și mai pic un pic de apă și fac treaba asta până carnea devine super, super, super moale, dar este atât de bună tocănița asta. Este foarte simplu de făcut, dar atât să ai răbdare cu ea. Este super bună. Chiar mă gândeam să pun lângă ea, să pun niște fasole verde, salată de fasole verde, dar merge mai bine cu mămăliguță și cu murături sau cu o salată simplă. Deci și asta vom face. Încă e pe foc, dar am gustat-o și e divină. Și am mai făcut-o, nu e prima dată. Puteți să o faceți și cu carne de vițel dacă vă încumetați. Dar este genială, deci efectiv e genială. Tocănița aia este cea mai simplă. Nu vă trebuie altceva. Carne, ceapă, condimente, bulion, apă. Asta e tot. Și răbdare. Așa. Și muriți mâncând. Credeți-mă pe cuvânt. Bun. Și e aproape gata. Până m-am ocupat de gătit, am fost la magazin, am cumpărat, m-am ocupat de gătit. Acum aș vrea o cafea și vreau să ieșim în grădină să fac, că mai trebuie să pun pământ într-un strat, trebuie să mă ocup de stratul numărul 4, finally. Și trebuie să mă ocup de proiectul secret. Deci, v-am zis, în totală opoziție de evenimentul de ieri. Deci, cum a fost evenimentul de ieri și cum sunt azi, știți? Dar e bine, îmi place. Adică îmi place genul ăsta de interacțiune. Îmi place genul ăsta de migrat de la una la alta. Adică mi se pare wow. Dacă totul decurge bine, o parte din membrii noi ai familiei s-ar putea să se mute acasă. Pentru că vor fi niște membri ai familiei de sacrificiu, din păcate. Din păcate am decis ca o parte din ei să fie de sacrificiu, membrii de familie să fie de sacrificiu, pentru că e cu risc mare, de potop și avalanșă, glumesc, evident, dar da, sunt niște... O să vă explic în momentul în care... Că nu-mi vine elementul ăla pe care l-am dat la retur, nu-mi vine. Așteptam să vină astăzi și nu mi-a ajuns și mă ține așa în loc și mă enervează, but oh well. Bun, cafea, ce mai trebuie? Clipul meu se randează, cafea și mergem afară. Coffee? Avem coffee? Și soare. Parcă nu mai bate de când mi-am luat bluza aia pe guler, cu guler, pe guler. Ați înțeles voi? Pe gât vroiam să zic. De când mi-am luat bluza aia pe gât, parcă nu mai am așa probleme, da. Ce faci, Happy? Asta este aproape gata, mai am ceva de făcut la el și ne putem apuca de pus povești în el. Aici trebuie să fac un pic de curățenie. V-am arătat, nu s-a schimbat nimic de ieri. În afară de faptul că mi-a crescut ceapa, pe care o voi mânca într-o salată. Thank you.
Ia uitați ce pensulă de dat cu lacul am. Da, nu vă înșală privire. Este o perie care teoretic ar trebui folosită pentru față, pentru curățat fața. Da, mi-aș dori să spun că această inovație, invenție este a mea. Este foarte bună, apropo, pentru dat lacul, fiindcă e foarte fină și deasă. Mi-aș dori să spun că această inovație este a mea, dar nu e. Da, Eugenie, dacă vezi, uite, la asta a ajuns peria ta. E o perie de față pe care o am de la Eugenia. I-a testat-o, nu i-a plăcut, mi-a dat-o mie, nu mi-a plăcut și întâmplător a ajuns, în loc să ajungă la gunoi, a ajuns prin magazie. Și acum cineva s-a gândit să o folosesc pe post de pensulă de dat lacul. And it works! It works amazingly, by the way. Da, am terminat de făcut și al patrulea strat și acum îl dau capetele astea cu lac. Și mâine, boi mâine, nu știu, să aibă pământ în el. Nu știu cât captează camera mea, dar voiam să vă arăt cât de bine arată beculețele mele. Iertați-mi hidroforul că am dat drumul la apă să fac o baie și voiam să vă arăt până intru în cadă, voiam să vă arăt beculețele astea mari, gloabele pe care le-am luat tot așa cu voi odată. Alea ce vedeți în depărtare acolo sunt luminile din alt sat. Dar astea aici așa, ghirlandele astea care stau la pom. Uitați cât de drăguțe sunt, cât de frumos se văd. Doamne, deci absolut minunat. Și nu știam că gloabele sunt cu culoare rece, că nu am stat să mă uit la ele. Acum îmi dau seama că au lumină rece. Dar cred că au ceva buton de reglaj. Poate reușesc să le fac cu lumină caldă, ca astea. Că uitați cât de bine arată astea. Ah, ce drăguț arată. Da, de-abia aștept să vină momentul ăla magic când pot să stau afară, să-mi beau ceaiul afară și să mă uit așa la beculețele mele. Dar acum mă duc în casă că e frig. Bate vântul rău de tot și e frig și vreau să mă bag în cadă. Hello! Salutare! Ce faceți? Haideți că mi-am bușit fața pe ziua de astăzi pentru că mi-am făcut cafeaua dimineață și am ieșit în grădină cât îmi beau cafeaua, cât mă odihnesc. Și ați văzut, am udat, am dat cu lac rama, ultima ramă, am făcut o grămadă de chestii și într-un final zic, da, ia stai să intru eu în casă să-mi fac un duș, să mă aranjez, că poate mai am și alte lucruri de făcut. Vestea bună pe ziua de astăzi este că vine elementul ăla pe care l-am dat la retur pentru surpriză. Vestea proastă este că sunt în tensiune, fiindcă nu știu dacă o să mă confrunt cu aceleași probleme cu care m-am confruntat când a venit inițial chestia aia. Da, și o altă veste bună pe ziua de astăzi este că mai face vecina mea o tură de măcinici, pentru că teoretic astăzi sunt măcinicii pe, sau mucenicii pe stil vechi. Vreau să ies afară pentru că cred că e mai cald afară decât în casă în momentul de față. Am oprit căldura, că am ieșit, am lăsat să se aerisească toate cele și acum am închis geamurile strict ca să nu auziți voi toate mașinile care trec.
M-am reapucat de cartea asta cu Artea Regală a Otrăvurilor și este, Dumnezeule, este divină. Am citit și de dimineață și aseară din ea și este divinisimă. Îmi place de nu se poate cartea asta pentru că îți dă niște informații atât de frumoase și atât de utile și atât de bune și sunt informații astea de cultură generală și sunt absolut fabuloase. Și acum vorbeam despre castelele din vechime la care aspirăm cu toții și ne uităm la ele acum și să ne imaginăm cât de bine trăiau oamenii și numai bine nu trăiau. Cred că am să-mi reconfigurez ideea despre secolul 17 în care mi-ar fi plăcut să trăiesc. Aveam eu o perioadă în care îmi imaginam așa că ar fi fost foarte fain să trăiesc în secolul 16-17 așa. Da, cred că revizuim puțin situația. Trebuie să-mi ia, apropo, trebuie să-mi încarc bateriile și la asta. Și am doi maimuțoi la somn. Densa, pentru că dacă eu vin în casă, trebuie să vină și ea. Și este și prințul care doarme, pentru că e obosit, el a muțit foarte mult. Da, Udi este efectiv ca un cățeluș. Deci este ca un cățeluș. Dacă eu sunt afară și fac treabă, ea este afară cu mine și se joacă și își găsește de lucru sau se joacă cu mine sau ne alergăm sau ne jucăm. Dacă sunt în casă, vine și ea în casă. Deci e mai ceva ca un cățel. Dacă sunt în partea din fața casei, vine lângă mine în partea din față. Dacă sunt în spate, vine în partea din spate. Dacă sunt, nu știu, după casă, în partea de după casă. Și am și o muscă, nu știu dacă ați văzut-o. Așa, e de acolo. Deci unde sunt eu, e și ea. E mai ceva ca un cățeluș, stă lângă mine. Acum, pentru că și-a dat seama că sunt în casă și că am migrat pe aici, m-am tot mișcat pe aici. Da. Aș vrea să și mănânc ceva mai consistent decât salata pe care am mâncat-o, pentru că am mâncat o salată. Mi-am rămas ceva salată de ieri, de când am făcut ciorba aia. Și am făcut, evident, o salată, ceea ce prefer mai mult decât ciorba. Și am luat ceapă verde din grădină, am luat usturoi, a fost aveam niște ridichi cumpărate, așa, și yummy. A fost foarte bună, dar am nevoie de ceva mai consistent, ceva mai proteic, să spunem așa. Și să vedem ce facem. Și parcă n-ar strica și o cafea. Și sunt niște nori pe aici care mă deranjează, care se tot plimbă și nu sunt drăguț deloc. Că norii ăștia când vin, când se lasă așa, norii ăștia e rece. Când e soare, e bine. Lume. Da. Foarte grea. Viață. Glumesc, evident. Așa, astăzi continuăm cu grădina. Astăzi fiind o zi frumoasă, era atâta lumină de dimineață când m-am dus în grădină, era atâta lumină și așa de veselă era toată grădina și e așa de bine. Astăzi vreau să mă ocup cu precădere de grădină pentru că mâine, nu, weekendul ăsta o să fie frumos. De săptămâna viitoare se răcește iarăși puțin și de-aia vreau să profit să stau în grădină cât mai bine și cât mai mult. So, o să vă iau pe afară și vedem ce mai facem acolo. Boys and girls, ladies and gentlemen, după lupte seculare, care durează de câteva luni, am finalizat. Am straturile puse pe poziții și plecăm de aici, de unde e poarta asta, teoretic, și mergem și ajungem la căpșuni și de aici la straturi. Deocamdată 4 din ale mari și urmează ca la anul să mai vină încă 2 în spatele lor. Dar da, finally, sunt pe poziții, evident, acolo o să trebuiască făcut curățenie, oricum am planuri și cu partea aia. Am curățat măcar de acolo din colț, am scos nenorocirile alea de acolo. Așa, dar sunt pe poziții, sunt bine și butoiul albastru trebuie să dispară de acolo, că tot distrage atenția. Dar gata, am straturile pe poziție. Și o să arate absolut fabulos în momentul în care vor fi pline cu plântuțe și pe deasupra am spațiu printre ele suficient
Și aici, și aici. Și aici. Am spațiu să mă plimb printre ele. Ăla urmează să fie umplut. Am aruncat eu niște coși de ceapă de la salata de dimineață. Aici încă n-am pus nimic, dar urmează. Poate chiar în seara asta să pun niște arpagii. Și da, I'm very happy. Mai am ceva de testat. Aș vrea să mai testez ceva. Aș vrea să mai încerc o chestie pentru zona asta de mijloc. Că v-am zis eu că la un moment dat mi-aș fi dorit o fântână din aia pentru păsări. Să se bălăcească păsările, dar cum am o criminală de vrăbi și de păsări în general, da, mi-ar fi cam milă de ei să-i aduc vânatul la botic, cum s-a zice. Și atunci vreau să testez o chestie. Am o idee care mă bântuie de câteva luni și hai să vedem dacă mi-e să stați să însemnez puțin locul, să vedem dacă iese bine. I don't know. Stați așa. Poate nu mi-am ales eu cel mai bun reper. Cred că trebuie să schimb lianul ăla cu altceva. Adică, ca să vă explic, vedeți că e o sfoară albă, dar mai e una pe care nu o vedeți că e de culoare pământului aici, care marchează un X, fiindcă am vrut să marchez jumătatea distanței dintre straturi, unde e punctul central. Și mă gândeam să fac un mic strătuleț așa cu flori. Dar nu cred că ligheanul ăsta e un lighean pe care ați văzut că îl mai folosesc la cărat gunoaie sau diverse, așa, și am zis să îl folosesc ca tipar. Nu cred că ăsta este... bun, ca să reprezinte toată povestea. Ia, dacă îl întorc invers, că poate dacă e deschis la culoare, să vede mai bine, să zicem, că aici ar fi mijlocul. Ia. Ha? I don't know. Așa, și mă gândeam să fac acolo un mic strătuleț rotund. Strătuleț, da. Inventez cuvinte. Să pun flori. Pentru polenizare și toate cele. I don't know. Spuneți-mi și voi în comentarii, că oricum nu mă apuc să pun florile mâine. Prin urmare, aveți timp să-mi spuneți și voi în comentarii cum vi se pare, dacă puteți vizualiza ce-mi imaginez eu. Ideea de strat în mijloc cu ăsta acolo. Dar să iau altceva, poate dacă găsesc altceva să fac să... Așa, nu găsesc nimic suficient de mare, care să fie mai mare decât ligheanul ăla care să arate bine, dar pe de altă parte trebuie să iau în considerare și plantele, că vreau să pun cosmos și cosmosul se stufărește, se face mare și s-ar putea și ăla să se facă boschet așa mare și să arate înstufoșat. Dar nu știu ce să zic. Acum că am însemnat locul, parcă nu mai surâde atât de tare. Ia să mut... Să iau ca reper colțurile astea, să vedem dacă iau colțurile exterioare, cum o să arate. Da, și după asta vă puteți da seama cât de bun am fost la matematică și mai ales la geometrie. Deși mi-a plăcut geometria în spațiu. Dar n-am avut cine să mi-o explice și mie să înțeleg. Evident că centrul o să fie tot acolo, Jesus Christ, na. Da, fază de blondă. Am și o fază, am o perioadă de blondă. Da, nu știu ce să zic. Deci centrul, ca să ar fi... Aici. Ăsta ar fi punctul central. Aici așa. Aici așa, unde să unesc cele două sfori. Și aici aș face, cum ziceam, un rond. I don't know. Rămâne să mă gândesc. Dar în orice caz, spuneți-mi și voi în comentarii cum vi se pare ideea. Și dacă să pun ceva rotund sau... Nu. N-aș face, că mai aveam o idee, să fac un din ăsta. Și n-aș face, nu l-aș repeta, adică nu l-aș dubla să-l pun acolo. Deși poate fi și asta o idee. Ia, hai să iau niște scânduri, să vedem. Da, mă rog, un pătrat aproape perfect. Da, în primul rând că nu-mi place că e mare, așa. Și în al doilea rând, da, totuși parcă l-aș rea rotund. Ca să mai îndulcească toată povestea asta, că sunt prea multe colțuri aici și poate așa, să mai îndulcească atmosfera. Da, da, cred că o să iau ligheanul ca reper și o să-l fac un pic mai larg decât ligheanul și aia e. But,
Oh well, oricum vă aștept părerile. Și cu ocazia asta am descoperit un animal sălbatic, o vedere rară în curtea asta. Ia uitați, animalul sălbătimatic. Sălbătimaticule, ce faci? Băi, sălbătimaticule, sălbăticiune. Zimini. O, ce supărat ești tu, ce moacă șupălat ai. Of, 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 a venit el acasă. Și astăzi așa a petrecut mai mare parte din zi pe acasă. Ceea ce nu pot să zic că mă supără chiar deloc. Dar e foarte nervos după cum îl vedeți. Dar de ce ai ochii ai să adăuți upălaci? O, Doamne, urecheatule. Da, a venit să facă inspecția la șantier. Și să nu credeți că am uitat de prințesă. Și prințesa s-a trezit. Acum 2 minute s-a trezit. Am dormit toată dimineața, toată dimineața. Am ieșit de dimineață la plimbare și acum după aia gata. Am dormit, ne-am răzumat la a dormi. Am venit până la vecina mea să o ajut cu ceva. Și mi-am dat seama că trebuie să fug acasă să iau telefonul să vă arăt și vouă ce are aici. Deci sunteți pregătiți? Uitați-vă. Între ea și celălalt vecin este un corcoduș. Și uitați-vă la corcodușul ăsta. Uitați-vă ce e aici. Dumnezeule mare! Nu vreți să știți cum se aud albinele. Deci este ceva de vis. O să mă apropii puțin să văd. Poate reușiți să auziți și voi cum fac albinele. Iar acum, următorul proiect este pe bucata asta de pământ, unde am avut straturile de căpșuni și de verdeață anul trecut, să pun din asta, trifoiață. Dacă vă aduceți aminte, am cumpărat niște sămânțe de gazon și de trifoi pentru zona asta, zona aia de acolo, ca să uniformizăm lucrurile și acum mă gândesc să facem un experiment, să iau o folie și să pun, pentru că la noapte o să fie totuși frig, să nu mă înghețe sămânța, o să-i pun o folie deasupra. Și vedem. Încercăm prima dată cu partea asta, vedem cum iese și dacă iese bine, continuăm. Next job on the line este să umplu aceste alveole cu pământ și voi lua de aici de la trandafir pentru că aici în colțul ăsta este un pământ foarte gras și foarte bun. Dacă aș putea să nu scot ochii cu crengile de la măr și o să iau pământ de aici și mai semănăm niște roșii, cosmos și mai vedem noi ce. Și ce v-am zis eu? Cuțul meu de pază lângă mine. Mă ține sub observație și pe mine și pe vrăbii. Da, nici nu aveți idee cum ocolesc vrăbiile curtea asta. De la distanță, așa.
O ogolesc, pentru că știu că cineva ucide. Ucide masă. Bun, și acum că am rezolvat și aspectul ăsta cu semințele, hai să vedem unde plantăm ăla, cum îi zice, hreanul. Nici până acum nu l-am pus în pământ. Trebuie să vedem unde plantăm hreanul. El hrenos. Unde mergem? Mă gândeam undeva în zona asta, dar sunt și niște cimitire pe aici și pe aici și sunt niște cimitire și parcă nu l-aș pune în cimitir. Așa. Somewhere under the rainbow. Unde găsim și noi un loc pentru hrean? Pentru că, nu știu, în caz că nu știți, hreanul este o plantă foarte, foarte, foarte invazivă. Și de aia trebuie bine. Toată lumea zice să-l pun în afara curții. N-aș vrea. Tocmai de asta, fiindcă e foarte invazivă. Ce faci, domnul Persic? Domnul micul Persic? Se necesită o țăr de stropire, iarăși. Așa, domnul păr, ăsta este părul pe care l-am pus în toamnă. Păr galben. Williams galben este fratele celuilalt pe care l-am, care este Williams roșu și este absolut delicios și dacă și ăsta o să fie la fel de bun, oh, o să fie ceva minunat. Hello, dragilor, Nicoleta de la editare aici. Da, mi-am dat seama că n-am făcut încheiere pentru vlogul ăsta pentru că seara am picat efectiv ruptă de oboseală și așa mi se întâmplă în ultima vreme. Mă trezesc dimineața, nu foarte devreme, dar toată ziua sunt ca un șoricel din ăla într-o rotiță și seara pic. Vreau să citesc, nu mai apuc, vreau să mai fac lucruri, nu mai apuc și de-aia am... N-am apucat să vorbesc cu voi și să închei vlogul ăsta, dar să zicem că este asta o încheiere pentru vlogul de astăzi. Am avut multe de făcut și, din fericire, au fost multe progrese, chiar multe și interesante și mai puțin și o să vă spun și despre proiectul secret, în sfârșit, așa, despre ce este vorba și se pare că vine primăvara de adevăratele și... o să înceapă și grădina să arate din ce în ce mai frumos. Am terminat cu straturile, sunt umplute, sunt foarte, foarte happy și o să arate super, super bine. Și da, abia aștept să vedeți și voi cum iese totul. Dar dacă ați rezistat până la final, mulțumesc. Dați un like și un share, vă pup și ne vedem în următorul daily vlog.